Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit la Busy Life TV. Eu sunt Constantin Paraschiv, gazda dumneavoastră pentru următoarea oră. Astăzi suntem la emisiunea Antreprenoria Sănătos. Cum de fiecare dată sunteți obișnuiți, avem un antreprenor care activează în zona asta de sănătate și nu numai că activează, este un adevărat jucător în zona asta, a testat pe el multe lucruri. Are o să ne spună o sumedenie de povești. Este vorba de Alec Blenghe. Este alături de mine, îl vedeți și voi. Ne vedem și noi acum pe ecranul, pe monitor. Vă salutăm pe toți. Aici avem cărțile lui Alec. O să facem focus pe ele. Alec a dat o fugă de la Bookfest. A venit la studio să facem acest live, așa că avem doar o oră. Așteptăm întrebările voastre despre sănătate sau despre cărți sau despre ce teme vă doriți voi să discutăm astăzi cu Orice, Alec. da. Orice, Alec e la dispoziția voastră aici pentru o oră. Nu este foarte mult timp, așa că grăbiți-vă cu întrebările, să le lăsați în comentarii. Eu o să încep prin a-i pune lui Alec câteva întrebări referitor la proiectul Viața în Verde Viu. Care au fost provocările, cum a început și de ce sănătate? A fost mai mult a fost un hobby la început. Ok? Pur și simplu, în mine personal vorbea o voce de mult timp legat de sănătate, legat de alimentație, tot nu vreau să o ascult, tot ea devenea din ce în ce mai agresivă Puternică. și mai puternică și tot țipa în mine într-un fel și la un moment dat pur și simplu s-a produs acest declic. Am dat peste niște documente, peste materiale pe care le-am citit, au rezonat cu mine. Și atunci m-am deschis în zona asta, am cunoscut-o pe cea care avea să fie viitoarea mea soție, ea fiind omul de care aveam nevoie ca să fac acest proiect Viața Verde Viu. Soția mea, Ana, este programator, ea a făcut partea O tehnică a salutăm. site-ului, da? Poate se uită la noi sau Poate poate se ne... uită, e Da, posibil. e posibil. Ea a făcut partea tehnică și eu am făcut partea de content. La Super. început, da, totul s-a potrivit. La început a fost așa, pur și simplu un hobby. Mai scriam câte ceva, mai citeam câte ceva, mai experimentam ceva pe mine, mai povesteam ce am făcut. La început, când de exemplu, am mâncat numai hrană crudă timp de 7 luni. Și am ținut un jurnal în care scriam ce simt, ce se întâmplă, de ce e așa, cum ar trebui. Am mai făcut și greșeli, am mai făcut și prostii. Am mâncat la un moment dat fasole crudă, kidney beans, aia cea mai dură, Cea mai dură, de da. la care am făcut o intoxicație destul de puternică. Tot felul de Wow. episoade de astea amuzante sau chiar un pic dureroase, dar din toate am învățat și am mers mai departe. Proiectul la început a fost, bineînțeles, unul așa de familie, în care ne invitam prietenii să mai dea câte un like, să mai dea Da. câte un share, Cum am început și noi, cum începe adică toată lumea. 12 Cum luni, începe toată lumea. da. Exact. Dacă nu ești o figură cunoscută în zona asta de mass media de la noi, dacă nu ești vreo mică vedetă sau ceva de genul ăsta, trebuie să o iei de jos. Dar luând-o de jos, e bine că înveți. Cred că ai multe lecții de Înveți foarte învățat și multe. ai învățat multe lecții de-a Foarte multe. lungul. Foarte multe. Și n-am avut nicio așteptare. Asta este iar foarte important când începi ceva. Să nu te stresezi, să nu existe presiune pe proiectul pe care îl faci. În momentul în care există presiune, tu iei multe decizii din frică. Din frica de a nu pierde bani, de a nu pierde timp, de a nu pierde nu știu ce și nu știu cum. E, când iei decizii din frică, asta e un lucru pe care l-am învățat de mult. Orice decizie luată din frică e o decizie greșită. Și atunci, dacă nu ai... Dar cum îți dai seama totuși că, uite, e o graniță fină? Da, e... Dacă iau Nu e decizia din frică simplu, da, sau nu e simplu. Ideea este, cum am spus, să am nu un fie say presiune. financiar? Să nu Da. fie presiune. Am Deci înțeles. tu nu faci Ok. proiectul ăla pentru că ăla este proiectul care îți salvează ție viața sau din aia trăiești Am sau când înțeles. faci asta, e inevitabil să nu apară frica. Corect, Apare corect, frica corect. pentru că n-ai ce să faci. Dar când este ceva pe care tu nu pui presiune și zici, e ceva, un lucru pe care eu îl cresc, îl fac din dragoste, îl fac din pasiune, îl fac calitativ, pentru că asta îmi place să fiu, să fac, Corect, corect. lucrurile sunt altfel. Și noi așa am făcut și am crescut destul de încet la început și organic. Oricum am crescut organic, n-am făcut niciodată niciun fel de intervenție artificială asupra site-ului. E un lucru pe care l-au remarcat cu mare surprindere vreo două persoane care au făcut audit la site, de 2 ori am făcut audit la site și se mirau cum de am avut numai creștere organică și n-am făcut nicio intervenție artificială, cei care se pricep știu despre ce e Da. vorba, astfel încât La site-ul să SEO, crească, nu? da, să crească, să pui link-uri, să nu Da, știu da, ce, să vorbești cu alții, să faci schimb de tot felul de lucruri, să aduci, să importi like-uri pe da. Facebook Da. și așa mai departe.
Nu, pur și simplu am încercat să creăm conte de calitate. Să... Deci, până la urmă, asta a fost conținutul asta de calitate. Asta conținutul de calitate. Care înseamnă muncă. Înseamnă foarte multă muncă și înseamnă să fii dedicat, să fii acolo, să discuți cu oamenii, oamenii începuseră să comenteze, să le răspunzi, să faci tot timpul lucruri noi, să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lume. Țin minte că eram, în momentul ăla eram abonat la cele mai tari site-uri și organizații și newslettere din toată lumea, filtram toată informația care apărea și o recompuneam sau o interpretam sau lucruri de genul ăsta. Încă foarte mult timp am lucrat numai noi doi la site-ul ăsta. După aia am mai luat un om, doi pe lângă noi să ne ajute. Și chiar și în momentul ăsta în care am devenit destul de mari și destul de importanți, când ai peste 500.000 de followers pe Facebook, exact, cred că ești destul de mare. Tot așa suntem o echipă foarte mică, dar o echipă conectată și care face lucruri de calitate. E greu să păstrezi calitatea și toată lumea știe asta. Când te dezvolți, devii mare, sunt mulți oameni, sunt multe minți. Corect, și apar multe idei. Multe idei, multe alte piste, ai tendința să vrei să faci mai multe lucruri, să le faci și pala, să faci și pala și de multe lucruri se strică. Noi le-am păstrat așa, oarecum în familie și nu ne dorim să explodăm. Ați păstrat același focus ca și când ați pornit? Nu pot să spun că e același focus, pentru că între timp am început să mai diversificăm puțin activitățile. Eu am început să scriu cărți pentru copii. E o chestie care a rezultat tot din proiectul ăsta Viața Verde Viu. Soția mea a început să se specializeze foarte bine pe partea asta de Facebook, Instagram și a început să preia alți clienți pe care să-i ajute să-i dezvolte cum ne-a ajutat super pe noi. Da? Păi da, până la urmă, dacă ai căpătat deja experiența, ai testat-o pe tine și o exact poți dovedi. Da, despre asta e vorba până la urmă. Pentru că nu, de la nivelul ăsta la care ai ajuns la 500.000 de followers și am avut momente când... Organic, încă o dată menționăm organic, da, atenție, organic, că diferențe, da, sunt alții organic care... Organic, da, și oameni care creează interacțiune pe, exact, pe pagina asta de Facebook. Bine, în ultimele două luni s-au schimbat puțin lucrurile pentru că Facebook a schimbat... Da, am observat și noi. Cu... tot ce se întâmplă cu lucrurile astea legate de confidențialitate. Dar oricum, noi am văzut un drop. Un drop este peste tot. Sunt oameni care au pagini cu peste 1 milion de followers și sunt într-o super criză. La noi există încă interacțiune și asta mă bucură foarte mult. Adică oamenii intră, comentează, share-uiesc, dau like-uri, noi discutăm cu ei. E încă bine, dar nu e atât de bine cum a fost acum un an sau acum 2 ani, când aveam reach, deci aveam reach pe Facebook de 10 milioane de useri. Wow. Da, știu că în momentul ăla m-am uitat, nu venea să cred, mă uitam pe statistică câte conturi de Facebook sunt în țară și erau 7 milioane atunci. 7 milioane. Erau 7 milioane atunci și mă gândeam 10 milioane, știu că suntem citiți în foarte multe țări de afară, dar totuși mi se părea foarte mult. Și da, chestia asta a fost o constantă o perioadă atunci când Facebook-ul era în... era permisiv, mai permisiv. Da, mai permisiv. Că în ultima vreme s-a tot, a făcut bottleneck așa, încet, 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 tot te forțează să bași bani, să... Corect, până la urmă și Facebook e un business. E un business. Să crească și el și, mă rog. E un business, eu înțeleg și asta, eu înțeleg și asta, dar ce mă deranjează foarte mult este că la un moment dat devii dependent, devine un canal care monopolizează, da? Te face să joci după, regulile lui. Dacă nu... dispari sau pierzi tot ce noi am muncit la pagina asta de Facebook și la site din 2011, putea să am 7 ani. Poți așa să pierzi tot pentru că focusul e acolo. Dar, cum am spus și la început, fără presiune, exact, am făcut cu drag, am mai făcut și altele. Deci asta e un model de mindset antreprenorial, indiferent că mergi în sănătate sau că îți pornești orice altă afacere. Oriunde. Eu am învățat odată cu dezvoltarea acestei pagini că dacă tu ești ceea ce faci, de exemplu, dacă vinzi, nu știu, mopuri, dacă tu ești acel mop, crezi în el și îl folosești exact la tine în casă și așa, peste tână, o să meargă să-l vinzi fără probleme. Dar dacă ești un om care vinde și el niște mopuri sau vinde și el niște mașini, că trebuie să-ți profesuiască ca în corect timpul liber sau cu banii câștigați să facă altceva, nu o să reușești. O să-ți fie foarte greu. Tu trebuie să fii ceea ce faci. Și noi, într-adevăr, suntem acest model. Noi suntem familia asta verde, Viu, toată lumea ne știe de așa. Noi așa trăim, așa ne vede lumea, așa înțelege de la noi că lucrurile sunt într-un... Da? Pot fi și altfel. De fapt, despre asta este vorba. Nu că suntem noi modelul cel mai bun, dar pot fi și altfel și asta spune totul despre noi. Nu trebuie să mai explic... Povesteai la început, chiar vorbeam despre proiectul cu casa.
care e un proiect provocator în momentul de față, din câte am O altă înțeles. năzbâtie de-a O altă noastră. năzbâtie de-a voastră, dacă vrei să ne dai 5 minute Da. din provocarea. De multe ori vorbesc cu soția mea, noaptea stăm așa și ne gândim câte chestii nebunii am făcut, pentru că am pionierat în foarte multe ori. Soția mea îmi spune de Exact. multe ori, de ce nu putem să fim noi niște oameni normali? Să nu Să mai fim fim niște noi oameni primii, normali, să nu da. mai Să fim noi mai fim, primii. da. Să Exact. mergem și noi pe cărările pe care le-au bătut alții, să facem și noi. Și îi Mai cunosc eu pe spun, unii. da, îi spun că, și ea știe asta, dar sunt momentele de oboseală. Îi spun că normalul este ceea ce facem noi. Asta e normal. Da? Să trăiești în mediocritate, ai altceva. Asta sunt oameni care ori au renunțat la visele lor și la dorința de a face ceva frumos cu viața lor, ori pur și simplu nu s-au trezit încă să-și dea seama că viața înseamnă mai mult decât să ai un job, să te duci la el, să vii înapoi, să plătești niște rate la bancă și așa. Și reușesc să o aduc din nou pe drumul ăsta de a fi normal în ideea de a viața ta să fie o creație în continuă manifestare. Tot creezi, tot creezi, tot creezi. Nu stai și... Natura e tot timpul în mișcare. Natura Corect. nu rămâne niciodată la fel. Și oamenii trebuie să fie și în mișcare și în schimbare. Și atunci ne-am hotărât să ne vindem apartamentul în care stăteam și să ne facem o casă din pământ. Ceea ce e mișcare foarte interesantă la nivel mondial, dar la noi, așa cum se întâmplă cu multe domenii, cam la început. Și am făcut o tură prin toată țara, ne-am uitat ce case se fac din baloți de paie, din pământ, din lemn. Am vorbit cu oameni, foarte puțini oameni, foarte puțini oameni tehnici, adică arhitecți, constructori. Și ne-am luat inima din și ne-am băgat toți banii pe care îi aveam în această casă, care după 2 ani începe să prindă un contur, dar care ne-a consumat foarte mult din energia emoțională, financiară, Financiară, da. într-un fel normal, Fizică. da, fizică, toată lumea ne-a zis, cât crezi că o să dea pe ea, mulțește cu 3 și cam atât o să fie. Nu, 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 nu e adevărat, casă din pământ, o să fie ieftin, o să fie natural, o să respirăm, o să fie frumos. E, cam așa a fost, cam de 3 ori, dacă ne-am gândit noi la început. Dar, în continuare, e un vis foarte frumos și e, de exemplu, un proiect foarte fain și poate dacă vrei să-l aduceți la voi vreodată pe Răzvan, care a făcut Palatul de Lut la Porumbacul lângă Sibiu. El e bucureștean. Ne notăm în agenda Da, acum, o să o rog Răzvan. pe Și el Cristina. a fost director aici în București la o firmă de publicitate, ceva din ăsta. Și a renunțat la tot și a făcut o chestie extraordinară. A făcut o pensiune care are acoperișul similar ca și arhitectură cu Casa Piticilor din Alba ca Zăpada și Cei Șapte Pitici. Super Și tare. imită cumva creasta unui munte care se vede în spate. E, câți bani a băgat Răzvan acolo, nu se compară cu ce am făcut noi și ce nebunie a făcut el. Dar a ieșit ceva superb. Deci o pensiune din Lut, vin străini de afară special să vadă chestia asta cu acoperiș de Bine, dar șindrilă. mi-ai zis că află în Superb. premieră. Superb, superb. Da. Și sunt oameni precum Răzvan, cum suntem și noi, cum sunt încă alți câțiva țăcăniți, Da, care pornesc care într-un proiect. pornesc drumurile astea, dar care sunt foarte, foarte frumoase. Și bineînțeles că au început și pe noi să ne sune tot felul de oameni. Vrem și noi să venim, vrem și noi să vedem, vrem și noi să ne facem, așa. Și ăsta poate să fie un domeniu de business. Poți să Bineînțeles. devii consultant după Poți să devii aia, consultant după foarte aceea pentru ușor. casele. La Industria asta Răzvan, care o să acolo, crească, industria asta, 100%. o să crească, în primul rând, că oamenii se întorc spre natural. Asta e clar. Și Da, ce trendurile înseamnă așa arată. mâncare, îngrijire, produse de îngrijire corporală în casă, medicamente și așa mai departe. Oamenii s-au trezit și își dau seama că e mult mai bine acolo. Dar se întorc către pământ. Asta fac. Ne dăm seama că e mult mai bine la țară. Noi avem o fetiță care, când mergem la țară, acum ne-am mutat acolo într-o casă mai veche pe care o avem, e alt copil. E alt copil. Nu se compară. E, se schimbă. E pur și simplu alt Energie, copil. atitudine, Totul. tot. Totul. E alt Emoție, da. copil și poate să fie liber, poate să fie în Chiar simte contact sentimentul acolo. de libertate acolo. Tot Da. observă lucruri pe care nu le observă decât în natură. Păsări, râme, muște, insecte, animale, stă cu câinii. Nu poți să le faci în oraș, nici Corect. măcar dacă stai tot ziua în parc. Nu se Așa este. compară. Și noi am pierdut latura asta. Asta e ceea ce eu încerc să învăț pe oameni în taberele de detoxifiere pe care noi le facem, să se reconecteze cu natura. Foarte bine că ai menționat de tabăra de detoxifiere, pentru că avem ca și temă de discuție care sunt avantajele taberei de detoxifiere de la Plaiul Foii Da. și cum trebuie să o abordezi această tabără dacă e, să spun, ești un novice. Adică nu ai mai participat la o tabără Să știi că de
de genul ăsta, de da. genul acesta și, nu știu, te gândești să, să participi și cam ce... Noi avem... Cam la ce te aștepți? Avem două programe. Avem un program de 3 zile și asta l-am făcut tocmai pentru a permite oamenilor să testeze. Să testeze. Da? Că okay. mulți zic, nu o să rezist, acolo se beau numai sucuri. Okay. Și mulți zic, nu o să rezist pe sucuri, o să, nu o să pot sta fără televizor, tot felul de dependențe de-astea pe care oamenii da. Le au și am da. Avut probleme cu unii dintre ei. Chiar am avut un domn care a venit și a zis că dacă nu are televizor în cameră, nu stă. Până la urmă s-a rezolvat, dar unii chiar au niște dependențe destul da. De periculoase, pot să spun. Iar programul cel mai plin de, deci cel mai frumos și plin de beneficii este programul de 7 zile. Programul nostru este făcut pe trepte. Fiecare zi pe care stai în program e o treaptă. Și o treaptă către tine. Foarte frumos. E dezvoltat astfel încât să ajungi cât mai mult în tine. Partea de detoxifiere a corpului fizic este o latură importantă, dar nu este sufletul acestui program. Sufletul programului este de a ajunge către tine. Mulți vin să slăbească de curiozitate, să mai scoată niște toxine, să mai stea în aer, să se mai deconecteze, dar cei care stau la 7 zile, spun sincer, au o transformare, majoritatea dintre ei, poate nu toți, au o transformare incredibilă, pentru că alți oameni. La noi, fiecare zi trecută este o zi mai aproape de tine. Avem așa, prima zi, de exemplu, se numește ziua adevărului. Și este ziua în care tu trebuie să fii sincer cu tine. Să înțelegi cine ești, să înțelegi ce îți dorești de la viața pe care o trăiești, să înțelegi ce ai de făcut și pe ce poți să construiești mai departe. E ca o fundație. Adevărul e ca o fundație. Corect. Dacă tu nu ești sincer cu tine... Să construiești casă. Exact. Sau dacă ai o fundație mincinoasă, să te minți că eu de fapt sunt nisip, altul, da? Nu o să poți să construiești niciodată ceva stabil. Și după aia urmează ziua recunoștinței, urmează ziua responsabilității, ziua iertării, ziua iubirii, avem și o zi a tăcerii. Avem, toate zilele astea sunt legate între ele și avem o echipă de psihoterapeuți, cu care oamenii lucrează în fiecare zi, câte 2 ore, noi numim suport emoțional. Iar programul zilnic este făcut în așa fel încât oamenii nu au timp să se gândească că le lipsește ceva, că le e foame, nu e foame nimănui. Pentru că sucurile pe care noi le dăm sunt foarte bine gândite și au atât de mulți carbohidrați, încât îi hrănesc, îi încarcă de energie, tot zburdă pe acolo. Vreau să zic că avem o zi în care se bea numai apă, cine vrea să bea numai apă, și în ziua aia avem și o seară de dans. Și când să vezi cum bei apă toată ziua și la ora 7, toată lumea dansează de... Și zici că... E incredibil. Da. Oamenii sunt speriați pentru că sunt la fel agățați în niște mentalități vechi în care dacă n-ai mâncat, nu poți să faci nimic. Și aici noi schimbăm mentalități și schimbăm modul de a gândi. Și cum am spus, îi aducem înapoi la pământ. Vorbim despre pământ, vorbim despre aer, despre respirație, vorbim despre apă, cât de importantă e, despre soare. În fiecare zi stăm, facem împământare, în picioarele goale pe pământ. Asta se face cu mine. Atingere clară. Da, cu talpa pe pământ. E momentul în care noi introducem ziua respectivă, se face cu mine dimineața. Și după aia intră, fac suport emoțional, pleacă în drumeții, care drumeții de 2-3 ore, se duc și văd tot felul de chestii, încep, îmbrățișează copaci, lucruri de genul ăsta. Vin seara, avem program de prezentări, conferințe, avem cu noi un medic foarte fain, lector universitar, doamna dr. Damaschin, care e o bibliotecă de tot felul de lucruri și de nutriție și care spune, m-am făcut doctor ca să nu mă duc la doctori. E foarte simpatică. Da. Și toată interacțiunea asta, în primul rând, oamenii se împrietenesc. Asta mi se pare fenomenal. Da. Oameni care nu se cunosc, de ranguri sociale diferite. Deci avem mulți care vin din afară, români din afară. Da. Și acolo nu mai contează toate lucrurile astea. Nu mai contează măștile, nu mai contează cine ești, ce mașină ai, ce telefon ai, ce faci. Ești pur și simplu un om care trece printr-un program. Toți același obiectiv. Toți același obiectiv. Toți același sucuri. Întoarcerea către noi. Exact. Și oamenii se împrietenesc. Cad măștile astea. E incredibil. Am avut niște serii, s-au împrietenit atât de frumos, au rămas prieteni peste ani. Și acum vin împreună în tabere, în martie, în aprilie, am avut 17 oameni reveniți. Ceea ce dintr-un număr de 25, cât au fost toți, a fost foarte mult. 70%. Da, foarte mult. Sau am avut într-o tabără vreo 7 fete venite din Europa, din diferite țări, pur și simplu s-au nimerit acolo. Danemarca, Suedia, Italia, care lucrau afară, s-au nimerit aici. Incredibil.
Eu spun că nimic nu e întâmplător și oamenii vin pe vibrația a ceea ce facem noi și fiecare dintre ei și are locul acolo și are de învățat ceva de la celălalt. E ceva într-adevăr magic. Sper să ne ajute Dumnezeu să continuăm cât putem de mult. Am făcut 5 ani anul ăsta de când facem taberele astea. Cred că suntem cel mai vechi program de detoxifiere din țară, din câte știu eu, de genul ăsta. Super, super tare. Da. Deși, exact cum ai spus și tu la început, pare puțin așa, wow, cum să rezist doar... Cu sucuri și, da, dacă ești puțin ancorat în mentalitatea veche, o să zici, da, păi eu n-am cărnița, n-am... Noi nu înțelegem că majoritatea consumului energetic asupra corpului nostru este dat, deci consumul energetic este dat de stres, probleme ireale, frici pe care noi ni le închipuim, hrană nesănătoasă, da, pe care corpul o digeră cu un cost foarte mare, așa, și multe alte lucruri care paralizează corpul nostru, astfel încât are nevoie de energie să el să revină, cum ar fi cafea, țigări, alcool, alte zăpăceli de genul ăsta pe care oamenii le folosesc. Energizante. Televizor, energizante, parfumuri, creme, spray-ul cu care speli vasele, cu care... Toate lucrurile astea sunt o povară atât de mare asupra corpului nostru. Deci în tabără la noi nu vii cu parfumuri și găbe, îți dăm noi, naturale. Fiecare primește, sau... da, primește câte o punguliță cu tot ce îi trebuie. Se numește, da, noi spunem set, pachet de detox cu tot ce îi trebuie ca să funcționeze ca un om civilizat în tabăra aia și nimeni n-a fost nemulțumit până acum. Super tare, mi se pare extraordinar. Da, e mult de poveste, pentru că vă folosim vreo două emisiuni mai de asta. Câteva recomandări pentru un om care n-a apucat încă să ajungă în tabără și, nu știu, un mic instrumentar, un tool de viață care l-ai recomandat un câțiva pași până să ajungă în tabără și să învețe, evident, acolo adevăratele... Da. Tehnici, că bănuiesc că se învață niște tehnici, se învață un alt mod de viață, da. Că poate vii pe un alt stil de alimentație, adică normal, n-aș zice natural. Deci o alimentație normală în care ai de toate, abundă cu fast food și cu, nu știu, grăsimi și transuri și patiserii și asta dimineața. Asta și... e problema. Abundă prea multe lucruri și oamenii sunt derutați. Un prim sfat, nu că ar fi cel mai important, dar care vine acum în minte, ar fi ca oamenii să se ghideze mai mult după semnele pe care îi le dă natura. Să se încadreze în cicluri naturale, să mănânce alimente care e vara acum, mâncăm ce ne dă vara. Okay. E iarnă, mâncăm ce am strâns și ce se poate culege încă din toamnă. Este toamnă, mâncăm ce ne dorește toamna. Nu mâncăm pepene iarna, nici primăvara, pentru că pepenele, de exemplu, este un aliment care răcorește corpul. Și atunci nu vrei iarna să te răcorești. Și te recărești mai mult decât... Da, mai mult decât îți dai tu seama. Mental la fel. Nu e ceva ce să consumi iarna. Trebuie să te gândești și să înțelegi că ceea ce ne dă natura este totul foarte bine gândit și foarte bine aranjat în puzzle-ul ăsta în care trăim toți. Și nu trebuie decât să te uiți puțin în afara ta și în afara supermarketelor și oferte acestea imense de abundență, cum ai spus tu, și să-ți dai seama că dacă tu te acordezi foarte bine la ciclul naturii, ești sănătos. Mănânci în perioada asta cireșe, că au apărut cireșele și este foarte bine. Dude, nu știu ce mai sănătos nu e. Mănânci dude, că e foarte bine și sunt foarte sănătoase. Încep mai mult cu fructe vara, trebuie să mănânci mult mai multe fructe decât în restul anului timpului. După aia toamna mănânci mai multe rădăcinoase, poate leguminoase și așa mai departe. Iarna la fel, mai dai pe cereale, pe leguminoase, pe fasole, rădăcinoasele pe care încă mai sunt în sezon. Primăvara, verdețuri, cât poți de mult, pentru trebuie să cureți corpul după iarna grea. Toate au un sens. Și dacă faci lucrul ăsta, măcar lucrul ăsta, deja ești mult mai bine decât erai înainte, când erai derutat. Și hai să fim serioși, oamenii mănâncă după televizor, mănâncă după ce spune mama, tata și bunicul și vecina și așa mai locurile departe. Locurile de sticlă unde mergi cu colegii, unde sunt 500 de colegi care stau cu paharul de așa. Starbucks, croissants și mai departe, așa. Cu bagiul la gât și stai mâncat dimineață. Și eu știu că este socială, că sunt 200 de colegi care fac același lucru. Corect, știu. Nu știu, tu poate fi, nu știu cum să zic, pionier ca să la job și vezi că dimineața colegii sunt cu paharul în mână, cafeluța, croissantul sau așa mai departe și intri într-o rutină care nici nu-ți dai seama că se strecoară. Te fură. La prânz la fel, toți colegii cu...
Da, așa, am trecut și eu prin care... asta, am lucrat și eu, am lucrat la stat, am lucrat în port în Constanța. Da. Și când mă gândesc acum și le povestesc și oamenilor pe la seminarii, pe unde mai, mă mai întâlnesc, deci mâncam... Că lupta asta cu rutina e cea mai tot dificilă. Tot așa, 3 într-unul dimineața, la prânz o plăcintă cu brânză, că era acolo după gard, la, da. Așa, și când ajungeam acasă, rupeam frigiderul și eram de obosit, ziceai că muncesc la cariera de piatră. Da. Și o ceață așa mentală și o, da, da, da. O lipsă de, a, de dorință de a face orice. Deci o lipsă de drive. Nu, nu-ți doreai... Într-un fel nu vreau să vorbesc de conspirații și alte lucruri, dar parcă e bine când ai mulți oameni care nu vor să facă mai mult decât să supraviețuiască. Știi? E, odată ce ți iei ceața asta pe minte, îți dai seama că corpul uman este bine să nu depindă de absolut nimic. Dacă te duci cu multe milioane de ani înainte, când oamenii erau vânători cu legători, îți dai seama că ei nu puteau să depindă de ceva. Pentru că dacă dispărea acel ceva, mureau. Corect. Și atunci se adaptau în funcție de anotimp, știau unde, cum cresc, ce crește pe acolo, ce poate să mănânce, ce poate să culeagă și așa mai departe. Nu, dacă mulți oameni, dacă nu au cafea, nu funcționează. Nu ai cafea, da. Nu funcționează. Cum poți păi tu, mai mult, da. Ca om, să fii dependent de un lucru? N-ai acel lucru, nu mai poți să trăiești. Mi se pare, trebuie să ne mai trezim un pic, să mai înțelegem puțin lucrurile astea. Deci lupta cu rutina asta și adaptarea foarte la ciclul naturii. Da, foarte important. După aia lucru simplu, cum ai spus da. Și tu, să bei apă dimineața. Să bei apă, înainte de orice, bun, bei cafea, faci ce vrei. Primul lucru dimineața să bei apă. Și să bei jumătate de litru de apă și să vezi ce bine o să te simți. Am avut într-o tabără avem cazuri de bărbați care s-a dus cu forța în tabere de doamne, de soții. De soții, nu? Da. Chiar... Vine cu lantă. Am venit și cu soțul. În prima seară când prezentăm programul și ne cunoaștem și așa, deși spun, avem două cluburi. Clubul bărbaților aduși cu forța și clubul mamelor fugite de acasă. Pentru că așa sunt. Sunt câțiva care sunt acolo. Îi și vezi. Deci nici trebuie să-mi spună. Da, da. Scăsuți din spațiu. Da, se uită așa. Doamne, am ajuns aici. Ce caut aici? Eu și mănesc. Mamele fugite de acasă sunt foarte fericite. Sunt așa. Este, am scăpat. Da, sunt genul care se dedică total familiei. N-au avut o pauză de nu știu câți ani de zile. Și au prins curajul ăla și au zis, nu mă interesează. Gata, eu plec. Da, am plecat. Și acești domni foarte drăguți, care până la urmă se dau pe brazdă și ne prietenim și așa, la început au o rezistență, e normal. Dar am avut un caz, e celebru și tot timpul să-l menționez, nici nu știa unde a venit. Deci l-a dusese soția, l-ați întrebat. Nici nu știa unde a venit. A venit și noi avem prezentat de grup și el se uita la mine și îmi zice, dar tu cine ești? Sunt colegul tău de curs. Sunt vorbit serios, ai venit în tabără la mine și nu știi ce sunt eu? Dar ce aici? Când mi-a zis soția că mergem la munte 3 zile și să mâncăm mai sănătos. Și după tabăra aia, am mai venit într-o tabără și mi-a zis, am învățat un lucru foarte important, să beau apă dimineața și mă simt mult mai bine. Și un om economist care lucrează 10 ore pe zi și lucrul ăsta l-obosește foarte mult și a zis, numai lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult, ceea ce mai mult decât am eu nevoie ca să aud de la oameni. Super, deci beți și voi apă dimineața, după care la prânz... Și seara, cum ai vedea lucrurile? Știi cum? Există mai multe nivele. E nivelul perfect, ca să zic, sau optim, cel mai bun, da. Unde nu vreau să merg, da, pentru da. Că nimeni nu e perfect. Corect, dar un da. Nivel adaptat, trebuie să fie un nivel adaptat circumstanțelor vieții tale. Fiecare dintre noi avem circumstanțe diferite de viață, poate e o perioadă variabile când multe. Nu poți, sau poți mai puțin. Dar... importantă e calitatea și nu cantitatea. Asta e o regulă extrem de importantă. O să vedeți că animalele din sălbăticie nu mănâncă mult. Mănâncă cât au nevoie, dar încearcă tot timpul să caute hrana cea mai bună. Și pentru asta nu o să vedem niciodată animale sălbatice grase, obeze, bolnave de diabet, de alte prostii. Corect. Așa cum sunt animale domesticite, care, din păcate, trăind lângă noi, ne copiază stilul de viață. Și mă uit la câinii pe care oamenii îi iau pe la blocuri și așa mai departe, care sunt, ai văzut, obezi, de-abia se mișcă, nu fac mișcare, au mâncarea care o au, mai mâncare naturală pentru ei nu este. Și atunci e foarte important să cauți mai mult calitatea, să nu te gândești, nu dau mai mulți bani că e bio, că e eco, că e mai sănătos, pentru că e prea scump, nu-mi permit, multă lume mă întreabă, e mai scump să trăiești așa? Da. Și zic, domnule, dar e mai scump să fii bolnav? Mai cred că da.
Cred că nu se compară. Da. Dacă trece, e ca atunci când ai băut și te doare capul și zici nu mai beau niciodată și pe ce ți-a trecut, o iei de la o cap. De la da. Cap nu mai beau niciodată și pe aia o iei de la cap, pentru că corpul are o capacitate incredibilă de a se regenera, de a se vindeca. Și noi, în loc să prețuim lucrul ăsta și să-l ajutăm cât mai mult, îi facem cât putem de mult rău și după aia spunem că are cineva ceva cu noi și ne-a făcut rău. Deci, cantitate înainte de calitate, fiecare în circunstanțele vieții lui, dar să nu lipsească o salată mare de pe masă. O salată mare de pe masă n-a trebuit să lipsească niciodată. Orice mănânci pe lucru. Orice mănânci să nu lipsească, pentru că aia echilibrează. Fie de varză, fie de... Fie de varză, de verdețuri, de leguminoase. Fiecare ce găsește, cât mai natural, dacă ai o curte, creșteți niște pătrunjele în ea, care e un aliment fantastic, și folosește acolo. Pune lângă fripturică, lângă cărnați mici, ce ai tu? Dar să fie salată. Acolo salată ca să echilibreze la nivel de alcalinitate și de minerale, vitamine și tot ce ai nevoie, enzime, ceea ce mănânci și nu e atât de sănătos, dar îți place ție. E un debate și în continuare, dacă copiii pot... se pot adapta la regimul nostru vis-a-vis de consumul de proteine din punct de vedere animal. Da. Sunt proteinele vegetale și proteinele animale. În continuare, există acest debate. Dacă noi am trecut, să spunem, mai mult către proteinele vegetale, dacă copiilor putem face această trecere și în cât timp se poate face această trecere? Sau este discutabilă această trecere în timp, în ani? Pentru mine... lucrul ăsta e clar. Pentru mine e clar lucrul ăsta. Corect. Se face... e un mit asta cu proteine. E un mit. Da. Okay. Proteine, deci, că proteinele animale sunt de calitate superioară și așa mai departe. Și asta nu e ceva valabil, pentru că există comunități destul de mari de oameni care își hrănesc copiii vegan de mici, de foarte mult timp. Cei care sunt curioși poate să verifice comunitățile din zona Lima Londa din America, de adventiști, care trăiesc de foarte multe generații, foarte multe, de câteva generații cu alimentație vegană. Sunt alte comunități băștinașe care la fel trăiesc cu alimentație 90 și ceva% vegană, fără probleme. Apoi sunt toate animalele de dimensiuni foarte mari, cum este gorila, de exemplu, cu care noi ne asemănăm cel mai mult, da. Care are o alimentație 100% vegană da. Și care este unul dintre cei mai puternici animale pe pământ. Cine vorbește de mușchi și așa mai departe... Uitați-vă la gorila. Uitați-vă la gorila, uitați-vă la elefant, uitați-vă la balenă. Nu se... Deci nu se ia în calcul chestia asta. În doi e bară de oțel. Și chiar în momentul ăsta, cei mai puternici oameni din lume, există... E un armean, îl cheamă Baobian, a fost declarat cel mai puternic om din lume, este vegan. Atleți, sportivi, da, au început acum să iasă, toate miturile astea cad și o să cadă din ce în ce mai mult, pentru că sunt preocupate de o industrie care pierde teren în fiecare an. Așa. Și încearcă să stopeze cumva, iar oamenii au nevoie de multe ori doar de niște informații care se bage în ceață ca să abandoneze nevoia de a se schimba. Da? Dacă vii și zici, nu, domnule, că e periculos, dar nu aduci o justificare nu, științifică. Nu există o justificare științifică. Oamenii se sperie, frica. Da, exact, frica. Vine frica și atunci abandonezi și zici, lasă copilul, să nu știu ce. Eu știu studii care nu au fost la nivele foarte mari, dar cu medici cu care am vorbit, despre copiii care sunt hrăniți fără niciun fel de proteină animală și care sunt niște copii genii. Genii, pur și simplu. Au nivel energetic, au altă gândire, conștiința lor este mult mai expandată, compasiunea lor este extraordinară. Copiii ăștia ajung și mulți dintre ei, sunt și filmuțe pe YouTube. Vedeți copii care când realizează că ei mănâncă animale vii, plâng. 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 Și spun, cum? Păi animale sunt prietenii noștri. Exact. Cum să mănânc eu animale? Sau caracatița, sau... Exact. Pentru că noi, oamenii, noi avem în sufletul nostru foarte multă compasiune. Nu vezi un animal rănit pe stradă și te duci și muși de gât. Că tu ești carnivor sau omnivor. Tu îl iei și îl duci la veterinar și te doare sufletul și vrei să-l ajuți. Dar pentru că totul e făcut în spatele unor cortine, toate abatoarele sunt... nimeni nu știe ce se întâmplă acolo, ce se nu poți să intri, nimeni nu vede. Paul McCartney, celebrul Beatles, Paul McCartney, a spus la un moment dat că dacă abatoarele ar avea geamuri de sticlă, toată lumea ar fi vegetariană. Să dăm seama câtă suferință e acolo. Și în momentul ce noi putem să trăim sănătos, poate chiar mai sănătos, cu plante, atunci de ce să nu o facem?
Lucrurile astea sunt cunoscute încă din 1930, iar mai recent, în 1994, parcă, universitățile americane au declarat că alimentația vegetariană, vegană, este potrivită consumului uman, fără niciun fel de probleme. Nici nu mai există nici chestia aia că trebuie să combini orez cu mazăre și cu fasole la aceeași masă ca să ai proteine, nici asta. Consumă, domnule, niște polen de albine și ai toți aminoacizi esențiali, fără probleme. În multe alte plante sunt toți aminoacizi esențiali. Corpul nostru e mult mai inteligent decât ceea ce se credea până acum sau ceea ce se spune. Să inducea, nu știu. Da, e o mașinărie care transformă și când... îmi place exemplul ăsta cu deținuții politici care au existat în țara asta, care au fost hrăniți zeci de ani de zile cu apă și pâine. Da. Și au trăit până la 90 și ceva de ani. Da? Față de alții care au trăit în puf și au mâncat la animale și n-au ajuns la 65. Și n-au ajuns la 65, exact. Chestia asta ne spune foarte multe lucruri. Corect. Bun, hai să mergem și în zona creativă, cu permisiunea ta, să mergem în zona de creație, în zona cărților și pentru cei care nu au citit încă cărțile sau nu au interacționat încă cu cărțile tale, cam care este viziunea care vrei să o transmiți prin cărți, către ce segment, e clar că sunt cărți adresate atât copiilor, dar și părinților care citesc copiilor și atunci trebuie să vrei să atingi sufletul. Exact. Părinților, vreau să ating pe toată lumea. Pe toată lumea. Și bunicii. Având în vedere că e și ziua copiilor, avem și aici trei cărți pentru copii. Încă o dată la mulți ani copiilor, am spus și la ediția de dimineață. Da. Dar încă o dată vă mai spun și vouă copiilor, pentru că fiecare dintre noi are un copil în interior, e unul care râde, unul care plânge, cu siguranță e unul mic acolo, aici pe care îl avem, care îl simțim așa din când în când, deși câteodată îl mai ascundem așa. Masca. Da, îi punem masca pe față. Iubesc copii, iubesc atât de mult copii. În primul rând pentru că sunt mult mai, nu buni, sunt ceea ce e bun în noi. Deci, cu cât ești mai mic, cu cât ești mai puțin atins de lumea asta modernă în care trăim, cu atât ești mai pur. Copiii sunt mult mai pur decât noi. Era un citat, nu mai știu, Johnny Depp, mi-a plăcut foarte mult, a zis că copiii și animalele sunt singurele ființe care au evoluat către compasiune. Noi, oamenii, cu cât creștem, cu cât ne lovim mai mult de greutăți și acumulăm mai multă frică și mai multă îndoială în noi și avem mai multă nevoie de a supraviețui, de a lupta, de a fi competitivi, cu atât devenim mai răi, mai înrăiți. Și lucrul ăsta nu este o zonă în care cred eu că omenirea vrea să evolueze. Cu siguranță atunci, nu. M-am gândit, m-a inspirat foarte mult fetița mea, fetița noastră, că nu e doar a mea și a soției mele. Și noi când ne-am gândit ce fel de educație să-i oferim ei, ne-a vrăjit foarte mult zona asta de educație prin virtuți. Am citit și mi-a plăcut foarte mult că copiii au virtuțile în ei. Toți au bunătate, răbdare, generozitate, compasiune, doar tu trebuie să lucrezi puțin să le scoți la lumină. Dacă tu nu lucrezi, multe lucruri vor lucra împotriva lor și atunci generozitatea se transformă în opusul ei. Iubirea se transformă în opusul ei, răbdarea se transformă în opusul ei și ai tot felul de copii pe care îi vezi foarte mult în jur care nu te înțelegi. Și nu poți să te înțelegi. Eu am, făcând facultatea de muzică, am și predat în școli și am lucrat cu mulți copii și sunt așa trist în suflet de unele lucruri care se întâmplă în școli și în sistemul educațional în momentul ăsta. Deși am întâlnit în ultima vreme și niște dascăli extraordinari și care fac într-adevăr lucruri bune, dar în general e destul de dureros. Pentru că ei acolo învață tot felul de lucruri unii de la alții, în funcție de starea educatorului, de ce se întâmplă în aer și așa mai departe. Și copilul pe care tu știai că l-ai educat acasă, vine altfel. Vine altfel. Da. Și baza nu este niciun fel direcționată către virtuți morale, spirituale și așa mai departe. Nu se face deloc educație în zona asta. Și atunci am zis așa, ai un concept pe care tu vrei să-l explici cuiva, trebuie să-l știi foarte bine să-l explici unui copil. Dacă nu știi să-l explici unui copil, habar n-ai despre ce vorbești. Trebuie să-l explici simplu. Pe limba unui copil. Și am zis, hai să vedem. Și am luat răbdare. M-am gândit care ar fi cea mai importantă virtute pentru un copil. Și m-am dat seama că atunci când vine un copil în viața ta, dacă tu nu ai răbdare,
Pentru că este foarte dificil să vrești un copil, voi știți foarte bine. Dacă nu ai răbdarea și majoritatea părinților nu au răbdarea dezvoltată în ei, te va învăța copilul să ai răbdare. Corect. Te va învăța cu e forța. Prima lecție, da. E prima lecție. Să ai răbdare cu forța dacă tu nu ești pregătit. Mi-a plăcut chestia asta, când mi-au zis alți prieteni, orice ai citi și ți-ar spune despre cum e să crești copilul, nu o să știi până nu o să treci prin asta. Așa este. Spun și eu mai departe chestia asta. Și atunci am zis, și pentru un copil, ca el să poată să învețe, să se dezvolte, să atingă tot felul de nivele în viața lui, răbdarea e cea mai importantă. Și am zis, hai să încep cu răbdarea. Și am creat acest personaj numit Erus, acest copilaș care poate să identifice cu orice fel de vârste, care e un copil ca oricare altul, nu e foarte plin de virtuți și de valori și care trece prin această vale care se numește Valea Răbdării, în care se lovește tot felul de lucruri și el e o călătorie inițiatică. El învață să aibă răbdare. Dar învață într-un fel și amuzant și cu cântece și cu lucruri care te lasă de genul wow sau aha. Sau, am avut mulți părinți care mi-au scris că au plâns sau după aia s-au dus și au împrățișat niște copaci. Sau, și creează între părinte și copil, da, creează o uniune pe același nivel. Adică părintele coboară la nivelul copilului, la nivelul poveștii al basmului și copilul crește până la această frecvență a părintelui, ei se unesc acolo. Și, sinergie, da. Da, și asta pentru mine e cel mai important lucru, pentru că unesc familia și le ofer o învățătură, cred că mai importantă decât foarte multe lucruri care se învață în școală, de genul, mi-aduc aminte, tot ce am învățat eu în generală și în liceu, nu mai știu nimic. Despre fizică, biologie și istorie și așa, și nu știu cu ce mi-au ajutat în viață. Acum, dacă sunt pasionat de istorie, da, pot să învăț. Pot să experimentez, pot să vizitez, pot să mă duc, dar atunci să bagi mintea unui copil cu forța să memoreze, pentru că altfel nu poți, cărți întregi de tot felul de noțiuni, indiferent de ce aptitudine are el. Cauze, ani, ce diferite domenii. Și după aia să-i dai examen pe aceeași materie, cum era chestia aia pe internet, pui un pește să urce în copac. Da. Și o maimuță să înnoate și lucruri de genul ăsta. Nu poți să... Copiii sunt diferiți. Ei au aptitudini diferite, pasiuni diferite, înclinații diferite și toate lucrurile astea trebuie văzute și susținute cu virtuțile astea morale pentru ca ei să se dezvolte și să transforme societatea asta. Mie asta îmi place să spun. Și le spun părinților care îmi pun întrebări sau oricine mă întreabă, le spun: vrei să schimbăm țara asta, să o facem mai bună? Haide să educăm copiii altfel. Ei să fie... Visez la o țară care nu are nevoie de legi, care să-ți interzică sau să te pedepsească atunci când ești rău, când furi, când omori, când faci rău intenționat. Să fie în tine să nu faci lucrurile astea. Că așa ai crescut și că așa e bine. Să crești cu valorile astea spirituale, de generozitate. Să fie în tine să ajuți. Neinteresat. Nu mă interesează să mă vadă toți la televizor că am ajutat nu știu cine, că poate după aia candidez și ajung nu știu ce. Pur și simplu ajut pentru că e în mine să ajut și îmi dau seama cât de important e. De asta am scris cărțile astea și spun sincer, chiar au impact. La început a fost așa timid și după aia când a prins așa un val și există acum o generație de mămici incredibile și pălăria jos tuturor acestor mămici incredibile care, într-adevăr, vor să-și crească copiii altfel. Am intrat pe niște grupuri de mămici care citesc pasionate de cărți, cumpără zeci de cărți pentru copiilor, tocmai de asta, să le oferă o alternativă, să le deschidă ochii, imaginația, gustul pentru alte lucruri decât desene violență. Și violență și filme și locurile astea de joacă de mai plastic și jos pălăria. Și ca de obicei în viața mea, când am făcut ceva din suflet și am făcut ceva ce sunt eu, s-a potrivit. Deci eu am început să scriu cărți acum când cea mai citită carte din România e cartea pentru copii. Cea mai cumpărată carte din România sunt cărțile pentru copii. Acum am început și eu să scriu cărți pentru copii. S-a nimerit deci pentru concurența că... e... Deci sunt exact pe acolo unde sunt cei mai mulți pești de pescuit. Da, n-am făcut-o intenționat, n-am făcut-o ca să am nu știu ce succes. Așa s-a întâmplat. Și... mă bucur că am făcut-o. Chiar mă bucur. Spuneai la început de acea voce interioară care tot îți spunea. Bănuiesc că și acum a venit vocea interioară. Da. Și n-am vrut să te întrerup la începutul poveștii pentru că ești în vizită la noi și ești și oaspetele nostru astăzi. Dar ai vrea să ne traduci puțin vocea interioară? Cam ce este? Este intuiție? Este, nu știu,
conexiunea cu o este, sursă superioară. Deci hai să spun ce este. Este cum, ceva cum ai ce definit-o tu? Este ceva ce este în toți. Deși mulți nu accesăm sau nu știm să identificăm sau nu ascultăm, pentru că este prea multă gălăgie în capul nostru și foarte multă gălăgie în jurul nostru. Când toată lumea ne spune cine suntem, ce trebuie să facem, cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să ne îmbrăcăm, cum trebuie să funcționăm, cum trebuie să servim societatea. De când ești mic, ți se spune, tu ești fetiță, trebuie să te îmbraci în roz, trebuie să fii ascultătoare, trebuie să faci așa, trebuie să faci copii, joacă-te cu bebelușii, joacă-te cu căruțul, asta e menirea ta în viață, trebuie să speli vasele ca mami, trebuie să fii mamă, trebuie să ai grijă de tati, trebuie să faci mâncare, trebuie să asculți, trebuie să la la la, tu ești programat de mic. Ce voce să mai asculți? Nu mai ai timp, pentru că mămicile din ziua de azi sunt sufocate. La fel, după aia, băieți, tu ești capul familiei, trebuie să fii tare, trebuie să fii puternic, trebuie să plângi, trebuie să te lupți, te-a bătut ăla, bate-l și tu pe el. Trebuie să fii primul, trebuie să câștigi, să fii campion, uite, supereroi, tu să fii ca ei, ninja, așa, crești așa. Și tu poate ești un artist, tu poate ești un pictor, tu nu ești Spider-Man, Superman, mai sunt și de ăștia. Mai sunt, da. Dar tu nu ești asta și atunci în tine e un conflict puternic și copiii plâng și suferă. E, vine un moment în viața ta, la mine s-a întâmplat pe la 33 de ani, deci destul de târziu, dar bărbații se maturizează mai greu. Când pur și simplu simți că totul e fals și începi să asculți vocea asta. Eu o numesc inspirație. Îmi place foarte mult ce spune Wayne Dyer. Inspirația înseamnă să fii în spirit. Când ești în spirit, ești conectat cu această forță divină, care eu nu văd un Dumnezeu bătrânel care stă undeva acolo și se supără pe unii și pe unii laudă și răspundește. Da, și pe unii, la unii le omoară copiii și îmbolnăvește. Dumnezeu nu poate să facă așa ceva. E această forță care ne-a creat, care ne susține și așa bate inima în noi și se mișcă planetele în univers, este o forță care e în fiecare dintre noi. Și dacă tu stai puțin în liniște și asculți, o să vezi că ești împins de la spate. Și acolo unde merge, se deschid porțile, înseamnă că este. Unde nu merge, nu merge. Și nu trebuie să mai dai tu cu capul, pentru că intră ego-ul tău în acțiune și zice, vreau, eu vreau să fac asta. Eu sunt Alec Blanche și vreau să scriu cărți pentru copii. Nu mă interesează, o să fac. Ăla e ego-ul tău care e pus pe război și pe luptă și pe chin și pe suferință. Nu, eu nu cred că viața noastră e menită să fie trăită în suferință, să ne ducem crucea, cum spun alții. Eu cred că e menită să trăiești în conexiune cu toată viața din jurul tău, să o respecti, să calci pe planeta asta astfel încât să faci cât mai puțin rău și cât mai mult bine. Și atunci în tine va fi pace. Și când în tine e pace, asta înseamnă fericire pentru mine. Iar vocea asta vine. Vine în somn, vine, la mine vine între somn și trezire. Atunci când ești puțin trezit, când ești în undele alfa așa și ești puțin trezit și începi să te trezi, ba ești în somn și ba îți vine o idee, ba nu știu ce. Ei, dacă începi să asculți, o să vezi că se aude din ce în ce mai bine și din ce în ce mai bine și din ce în ce mai bine și nu e ceva SF, toți copiii aud și mai bine decât noi. Deci pe mine mă inspiră fata mea să scriu cărți. Stau și mă uit la ea și spune niște chestii care vin așa, nu mai știe de unde și eu mi le notez. Și după aia așa am mai scris o carte care o să apară în toamnă despre un pisoi care experimentează lumea. Am mai scris o carte, partea a treia din Eros, urmează Eros și Valea Iubirii, urmărind-o pe ea. Cartea asta, Aventuri în Țara Virtuților, este o carte despre fetița mea și despre felul în care ea a învățat despre virtuți și cum se duce ea într-o lume închipuită de ea pe unicornul ei, care e chiar un animal, o jucărie de pruși pe care o are. Multe lucruri sunt legate de ea. Și e un factor care a generat foarte multe lucruri în viața noastră. Sunt sigur că copiii generează lucruri extraordinare în viețile tuturor oamenilor, doar că mulți nu sunt atenți. Mulți oameni nu sunt atenți. Preocupați mai mult de steaua, de politică, de frământări, de ce face vecinul, de ce mașină să-mi iau. Unii poate într-adevăr au probleme și nu văd toate lucrurile astea care poate să-i inspire și poate să-i ajute. Da, aș citi un review aici, cu permisiunea ta. Da, te rog. Aventuri în Țara Virtuților. Alec Blanche reușește în Aventuri în Țara Virtuților un lucru aproape imposibil, să explice unui copil ce înseamnă respectul, compasiunea, curajul, modestia, folosind limbajul magic al imaginației pe care toți copiii îl stăpânesc atât de bine. Alec face o minune în și prin cartea lui. Ne învață pe toți să fim oameni. Pe toți, mă refer și la noi părinții. Nu? E un volum de mare preț. Pentru noi toți copiii îl vor iubi, iar noi părinții vom fi recunoscători pentru un așa dar. Ioana Chicet Macoveiciuc.
Da. Alias Prințesa Urbană. Prințesa Urbană, da. Ioana e un fenomen. S-a părut un review care... Da, simplu îți deschide sufletul, așa? Prinde foarte bine din esența cărții. Și prinde foarte bine din esența cărții. Ioana... Deși nu am citit-o, deja simt niște lucruri, adică doar prin acest review. Da. Ioana e un fenomen și mulțumesc foarte mult pentru review-ul ei. Când i-am trimis prima dată draftul de carte, că am lucrat cu ea la cartea asta, adică ea mi-a fost editor, a zis, Alec, e ceva aici, foarte fain, hai să o facem. Ea a schimbat multe trenduri în scritura română, noi fiind țara cu cea mai puțină, cea mai mică piață de carte din Europa. Românii cumpără cea mai puțină carte din Europa, chiar mai puțin decât Ungaria sau alte țări mult mai mici. Nu ne surprinde nici situația actuală în țări, adică e undeva de acolo, da, se leagă lucrurile. Sunt legate. Dar Ioana a schimbat aceste trenduri fiind un scriitor extrem de apreciat, un fenomen, are romanele ei s-au vândut peste 75.000 de exemplare, adică în țară doar Iohannis a vândut mai multe cărți, fiind Iohannis și scriind o carte de genul care fac pamflet și pe care a dăruit-o multor oameni. Și a scris și multe cărți pentru copii, la fel instrumentale pe care oamenii poate să le folosească și poate să-i ajute. Asta e ideea, să cartea să fie o unealtă pentru părinte. Da? Vrei să înveți despre generozitate? Uite, ia o carte, citești, discutați, vorbiți. Nu știu, sunt multe povești în literatura noastră, chiar și asta mai veche, chiar și Creangă sau alții mult mai cunoscuți care, nu știu, eu când i-am citit Feței mele capra cu 30 ani, încep să plângă. Cum mănâncă lucrul, iezii și nu știu ce scenarii, și, da, și rupe și rupe. Sânge și... Da, poate înainte copiii erau mai duri, erau la țară, ei tăiau capra când erau mici, înțeleg altfel lucruri, dar acum a crescut nivelul de compasiune și nu poți, e altceva, nu știu, e altceva, sper să nu mă judece nimeni. Nu, așa e... Asta este ceea ce simt. Multă lume simte lucrul ăsta. Ne apropiem de final și aș vrea să discutăm și despre planurile de viitor, Viața Verde Viu, planurile despre cărții, muzica, poate, nu știu, în muzică, poate, am văzut cântecele și pe internet. Toate cărțile mele au cântec, vă invit și pe voi să le ascultați, au melodii. Da, le găsiți pe internet. Vreau la anul să scot un CD cu toate cântecele din cărți. Da, toate cântecele. Să fie un CD așa de familie, de suflet. Nu știu, poate l-a spus la drum, poate l-a spus acasă, pe relaxare, sau într-o vacanță. Cu copii, să fie ceva. Pur și simplu simt, așa simt că pot să adun cântecele astea să le pun într-un CD și cred că va prinde bine. În rest, am făcut foarte multe lucruri în ultimii ani și am cam obosit, sincer. Și când nu îți asculți corpul care zice lasă-o mai moale, odihnește-te, reîncarcă-te, așa, când lucrezi cu foarte mulți oameni, fiecare ia o părticică din tine. O dai cu cea mai mare bucurie, dar la un moment dat trebuie să te mai și reîncarci. Și vreau, sincer, să iau o pauză, acum să ne terminăm casa, sper, la anul. Revenim la casa. Pentru că ne ține agățat așa. Și să stau, mi-ar plăcea, să stau cât mai mult acolo, să învăț să grădinăresc, să învăț să fac permacultură, să cunosc mai bine plantele. Chiar acum am început să scriu o carte despre flori. Tot o poveste. Se va numi Prințul Păpădie și Lumea Florilor, Împărăția Florilor. Am așa. Am avut așa o viziune tot cu fetița mea. În ultima vreme îmi plac păsările foarte mult și vreau să fac în curte tot felul de lucruri care să atragă mai mult păsări, de să cânte și de ce să mă reenergizez așa, poate, vreun an, ca să vin cu forțe noi și după aia vom vedea ce canale s-o deschide mai departe. Super, super tare. Chiar mi se pare o idee bună și pentru alții care se simt puțin obosiți și care aleargă de foarte mulți ani. O reîntoarcere poate în natură, poate... E foarte important. E foarte important. Undeva la rădăcini. Undeva la rădăcini ca să poți să... Este extraordinar de important. Pentru că, până la urmă, alergăm, dar nu știm încotro și... Cel mai rău este că nu trăim clipa, nu trăim momentul, tot amânăm fericirea undeva într-un viitor, când o să am casa gata, când o să am mașina, când o să fiu avansat, când o să am salariu, când plec în vacanță, când nu știu ce. Când. Toate lucrurile astea trec și nu trăiești niciodată în prezent, te bucuri niciodată de moment. Super. Câteva recomandări în zona antreprenorilor care vor să investească în zona asta de educație și sănătate, care poate nu pornesc, sunt așa... la un moment de cumpără, să zic, și ar investi. Unii, evident că sunt mulți care pleacă din țară și aici avem o pierdere enormă pentru România.
Dar sunt oameni care investesc și pornesc în zona asta de antreprenoriat. Sau am avut la emisiune antreprenori care vin din Israel și deschid afaceri aici, în zona de sănătate. Da. Medici. Cred că, da. Eu cred că tot ce înseamnă zona asta de investiții ține foarte mult de oameni. Să nu se gândească niciodată că investesc într-un domeniu, ci investesc în alți oameni. Oameni care merită. Să găsească niște oameni autentici, care sunt pasionați, care nu fac pentru bani, care fac pentru că asta este chemarea lor și asta le face lor sufletul să vibreze. Normal că dacă o să câștigi niște bani, și eu, normal, mai câștigi niște bani și din căști, din tot ce faci, din seacă, altfel, trebuie să supraviețuiești. Dar lucrurile astea să nu fie primul lucru. Eu când lucrez cu cineva și văd că e interesat de bani, ăsta e primul lucru, îmi dau seama din start că nu e conexiunea pe care vreau să o am. Mie îmi place să lucrez cu oameni care, de la care am ce să învăț, de la care mă trag în sus, care îmi dau curaj, care gândesc pe același nivel ca și mine, pe aceeași vibrație. Cei care vor să investească în oameni, investind în oameni, o să aibă un mare succes, părerea mea, o să ajute în crearea unor viziuni, dezvoltarea unor viziuni, foarte mulți oameni cu idei extraordinare, cu pasiuni extraordinare, chiar și în artă, care poate nu e cel mai profitabil domeniu, dar care vindecă foarte multe suflete. Și cred că momentul ăsta de schimbare, valul ăsta puternic de schimbare, se simte. Suflă puternic. Nu mai merge să faci blocuri și să faci bani din asta și să faci tot felul de mișmașuri. Nu mai merge. Trebuie să faci lucruri reale. Și dacă nu faci ceva care îi ajută și pe alții, nu e complet. Nu e complet. Tot timpul trebuie să faci ceva care te ajută pe tine, dar să ajute și pe alții. Super. Mulțumim, Alec. O ediție frumoasă, asta o ediție de suflet. Vă mulțumim tuturor care ne-ați urmărit. Sperăm că această ediție v-a adus căldură în casă, v-a adus un zâmbet, v-a adus emoție și, de ce nu, la mulți ani, încă o dată, tuturor copilor și să ne reîntoarcem la valorile noastre inițiale sau la virtuții, la curaj, la generozitate, la compasiune, la răbdare, la prima lecție. Da. Și cu siguranță și această țară va arăta diferit și comunitatea noastră va arăta diferit în momentul în care tu, ca și părinte, te schimbi în familia ta, totul se schimbă. Se modifică comunitatea, se modifică vecinul. Mereu am zis că se modifică. Putem să schimbăm țara asta cu o singură generație. O singură generație de copii putem să schimbăm țara asta și o să închei cu un citat. Spun mereu, îmi place, Maica Tereza a spus, dacă vrei să schimbi lumea, du-te acasă și iubește-ți familia. Du-te acasă, acolo unde e cuibul tău, fă-l pe ăla afară, nu te duce în exter. Du-te acasă și iubește-ți familia, educă-ți copiii, iubește soția, ia-o în brațe, sărut-o, spune-i că o iubești, fii acolo unde e locul tău și o să vezi că toate lucrurile după aia se schimbă. Deci grădina ta o să crească sănătos, cu alte cuvinte. Exact. Muncește la grădina ta, exact. Plantează frumos exact. Acolo. Exact, foarte bine spus. Oameni buni, mergeți acasă, iubiți-vă familia, iubiți-vă copiii și cu siguranță această țară și comunitatea se va schimba. Și sărbătoriți în continuare această zi frumoasă, minunată. De ce nu puteți să, poate să fie în fiecare zi, 1 iunie, până la urmă, nu? Așa. Da? Și să aveți dimineața 1 iunie, fiecare zi 10 minute și să petreceți alături de familie. Încă o dată mulțumim, Alec, mulțumim de informațiile valoroase, te mai așteptăm pe la noi când mai ai ocazia. Mâine este Bookfest, găsiți și cărțile, mâine o să fie și lansarea. Lansarea la ora 1. La ora 1 la standul Editurii Univers. Standul Editurii Univers. Vă aștept acolo. Vă aștept acolo, Alec. Poate tragem și noi o fugă cu băieții. Ok, vă mulțumim. Mergeți acasă și iubiți-vă familia. Toate cele bune. Mulțumim.